Bine v-am regăsit, prieteni! În ultimul timp am transformat canalul Povești Judiciare din unul în care dezbăteam cazuri rezolvate sau nerezolvate de către anchetatori sau povești paranormale ale polițiștilor într-unul de istorie. Am făcut asta, bineînțeles, datorită faptului că anul acesta România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire, dar și pentru că sunt pasionat de istoria lumii. Consider că nu m-am abătut de la numele canalului, deoarece și istoria este o poveste judiciară bazată în mare parte pe legi, ordine sau tratate. Așa că azi continui cu o altă poveste judiciară istorică și anume cea a răscoalei de la 1784, cunoscută și sub numele Răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan. Această răscoală a fost o acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. Au participat numeroși iobagi români, maghiari sași, minerii din munții Apuseni și din minele maramureșene, meșteșugari și preoți. Răscoala a început la data de 1 noiembrie 1784 în satul Curechiu, județul Hunedoara și s-a încheiat în ultimele zile ale anului când Horia și Cloșca au fost capturați de către autorități. Țăranii erau foarte nemulțumiți de politica vremii, fiind asupriți de către nobili prin faptul că erau obligați să muncească 3 zile pe săptămână pentru ei dacă aveau animale și 4 zile dacă săpau manual. De asemenea, aveau și o serie de datorii față de aceștia, cum ar fi zeciuiala, adică 10-a parte din produsele agricole, trebuia predată ca taxă, sau susținerea cu bani și alimente a militarilor pe timpul antrenamentelor. Țăranilor le era interzis vânatul, pescuitul sau morăritul, nobilii punându-se stăpâni peste puținul lor pământ. Au mai fost supuși unor obligații privind mineritul, construirea de cuptoare, transportul lemnului și al minereului, cât și la plata unor impozite. Iobagii aveau voie să se căsătorească numai cu aprobarea nobililor. Conducătorul răscoalei, Horia, a fost de 4 ori la Viena pentru a-i prezenta împăratului nedreptățile la care sunt supuși țăranii români din Transilvania, ultima audiență fiind în aprilie 1784. În ziua de 28 octombrie, la târgul săptămânal din Brad, Crișan le-a dat veste tuturor că Horia a adus noi porunci de la împărat, pe care urmează să le comunice duminica următoare la biserica din Mesteacăn, un sat ce aparține de orașul Brad din județul Hunedoara. La biserică au fost prezenți în jur de 600 de oameni, iar Horia a spus tuturor că împăratul le-a transmis că pot hotărâ singur dacă vor să rămână în continuare iobagi sau să se înscrie ca grăniceri în regimentele împărătești. Cei prezenți, la îndemnul lui Crișan, s-au hotărât să plece spre Alba Iulia pentru a se pune în slujba împăratului. Oamenii au pornit spre Alba Iulia peste munte, ocolind orașul Brad, de frică să nu fie opriți de nobilii maghiari și au poposit în satul Curechiu, unde, în timpul nopții, au fost atacați de către husari pe care îi înving rapid și îi dezarmează. Acest atac a schimbat toate planurile pașnice ale iobagilor, iar în ziua de 3 noiembrie 1784 au atacat curtea nobiliară Cristorii din Criscior, cucerind la scurt timp orașul Brad și satele din apropiere. Nici populația civilă maghiară nu a fost iertată. În scurt timp au fost arse aproape toate castelele din zonă, iar nobilii și preoții executați. Răsculaților li s-au alăturat toți țăranii din satele prin care au trecut. Răscoala s-a răspândit, ajungând în scurt timp în tot Ardealul, la ea participând și țăranii sași și maghiari. În localitățile Brad, Lupșa și Râmeț au avut loc cele mai grele lupte între răsculați și trupele imperiale, țăranii ieșind învingători de fiecare dată, până când, în 7 decembrie, țăranii au fost învinși la Mihăieleni, iar peste o săptămână, Horia le-a cerut oamenilor să se retragă la casele lor peste iarnă. Spre sfârșitul anului, răscoala s-a calmat, însă nobilii au pus o recompensă pe capul lui Horia de 300 de galbeni, granițele cu Moldova și țara românească fiind riguros supravegheate. Guvernul din Viena a intervenit la Constantinopol și a cerut ca turcii să nu ofere azil răsculaților transilvăneni. Horia și Cloșca au fost prinși în munții Gilăului, fiind trădați de către pădurarul Anton Melzer din Abrud. În 30 ianuarie 1785 a fost capturat și Crișan, care a fost vândut nobililor de către 9 țărani greco-catolici din Cărpeniș. Arestații au fost depuși la Alba Iulia. Crișan s-a spânzurat în închisoare, iar Horia și Cloșca au fost supuși cele mai grele pedepse prevăzute de Constitutio Criminalis Teresiana, un cod penal de pe vremea domniei Mariei Tereza, și anume frângerea cu roata.
Vești despre răscoală au ajuns și în cele mai îndepărtate colțuri ale Europei, iar ca urmare a acesteia, țăranii se puteau căsători liberi, aveau dreptul la învățătură și erau scutiți de plata majorității impozitelor pe care le plăteau până atunci. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut, dați like, share pe Facebook și subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.